sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim, că mi-a făcut mie mărire cel puternic, sfânt să fie numele Lui și mila Lui din neam în neam spre cei ce se tem de El, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim, făcuta tărie cu brațul său Domnul, risipita pe cei mândri în cugetul inimilor, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Mărire ție celui ce ne-ai arătat nouă lumină, mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te bine, te cuvântăm, ne-nchinăm ție-ți mulțumim ție, te mărim pe tine pentru mărirea ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte a toțiturile, Doamne Fiule unul nenăscut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui cel cerșești păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, cel ce șterge păcatele lumii, primește rugăciunile noastre, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, pentru mărirea lui Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele bine te vom cuvânta și vom lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Împrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preamărit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții.
Cu lumina ta vom vedea lumină, timp de mila ta celor ce te cunosc pe tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Astăzi mântuirea toată lumea s-a făcut, să cântăm celui ce-a înviat din mormânt și începătorului vieții noastre. Păstri cât cu moartea pe moarte, ne-a dăruit nouă biruință și mare milă. Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, pentru cinstita preoțimii cea întru Hristos diaconim, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se rostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu s-o dă. Cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și vecilor, amin, unule
și răstignindu-te, Hristoase, Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mântuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și noi jurim pe orice și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția ta când vei veni, omenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâns, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei frămâns și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Mințind pentru mine, bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Înțelepciune,
ziceți, cântăm, aleluia. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește, că stăm e Dumnezeul nostru și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. A locuit vremelnic în pământul păgăduinței, ca într-un pământ străin, locuind în cortul cu Isaac și cu Iacob și cei dinpreună moștenitori ai aceleiași păgăduințe. Căci aștepta cetatea cu temelii puternice, al cărei meșter și lucrător este Dumnezeu. Și ce voi mai zice? Căci timpul nu va ajunge ca să vorbesc de Gideon, de Barak, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de proroci, care prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit, din slab ce erau s-au făcut tari în război, au întors tabele vrășmașilor pe fugă. Unele femei și-au luat pe morților în viață, iar alții au fost chinuiți, neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere. Alții au suferit batjocură și bici, ba chiar lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, au fost puși la carne, au fost tăiați cu fierăstrăul, au murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți. Ei, de care lumea nu era vrednică,
Au rătăcit în pustii și în munți și în pește și în crăpăturile pământului. Și toți aceștia, mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduința pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun. Ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea. Pace ție celui ce-ai bine vestit și Duhului tău. Aleluia, aleluia, aleluia. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Iisus fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Amiadav, Amiadav a născut pe Nason, Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boaz din Rahav, Boaz a născut pe Iobed din Rut, Iobed a născut pe Iese, Iese a născut pe regele David, David a născut pe Solomon din femeia lui Urie, Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Ioasaf, Ioasafat a născut pe Ioaram, Ioaram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, Ahaz a născut pe Ezechia, Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amos, Amos a născut pe Iosia, Iosia a născut pe Ehonia și pe frații lui. La strămutarea în Babilon, după strămutarea în Babilon, Ehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Ahim, Ahim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Așadar, toate neamurile de la Avram până la David sunt 14, și de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14, și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Maria, mama sa, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost de înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt, Iosif logodnicul ei drept fiind și nevrând să o vădească, a voit să o lase înascuns. Și cugetând el acesta, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis creind, Iosife, fiul lui David, nu te temea lua pe Maria logodnica ta, căci cel zămistit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei chema numele lui Iisus, căci îl va mântui pe poporul său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiul și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcâiește cu noi, este Dumnezeu.
Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat el pe logodnica sa și fără să o fi cunoscut pe ea Iosif, Maria a născut pe fiul său cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus. Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești,
Și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și de vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dobră mântuiește, miluiește! Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune, ca sub stăpânirea Tatălui au nafie păzit, ție mărire să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
al preasfințitul părintele nostru Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului, mitropolit al Ardealului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos armată, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Amin. Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teopis, precum și mitropoliții Ardealului Ioan, Miron, Nicolae, Nicolae, Nicolae și Antonie, Domnul Dumnezeu să-i pomenească Amin. Într-o împărăția sa. Amin. Pe pururi apomeniți ctitori a acestui sfânt locaș, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire eroi ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-o împărăția sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne,
mântuiți noi de tot necazul, mânia, prin elbia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cere. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cere. Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit, sfârșit creștinet vieții noastre fără dureri neînfruntate în pace și răspuns bun la înfricoșetoarea judecată lui Hristos să cere. Sfânta, curata, prea bine, cântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomene. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace și Domnului Tău. Îl iubim unii pe alețe, ca într-un gând să mărturisesc. Care din Tatăl purcede
ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă, cu pacea o aduce. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Să avem inimile.
Cânta prea cinstit, crește mare cuvință numele tău,
al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi și cu toți. Și cu Duhul tău. Pe toți sfinții pomenindu iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au simțit ca iubitorul de oameni, să le primim pe, ca iubitorul de Dumnezeu nostru, ce ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri, domnicescu sau jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă domnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har, și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izlăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, Sfântă, Sfântă, pace, fără de păcat, Înger de pace, credincios, îndetător, păzitor, al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Da, Doamne! Milă și iertare de păcat, răzgășirii noastre, cele bune este folosul sufletelor noastre și pace în lume, de la Domnul să cerem. Da, noastre ne pace și într-o pocăință o să vârșim. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Că ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duh. Să le plecăm. Ție, Doamne! Cu harul și cu durerile și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață păcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte Sfintele Sfinților. Unul Sfânt.
și cu cei credincioși, peste câteva zile vom avea sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, sau ceea ce în termeni teologici numim întruparea Domnului. Venirea lui Dumnezeu în trup pe pământ. Venirea lui Dumnezeu cu sufletul și cu trupul. Pentru că după credința noastră creștin-ortodoxă și după adevăr, mărturisim faptul că Dumnezeu, fiind cu toate calitățile sale, din veșnicie în împărăție, dar constatând că omul s-a depărtat de el, din iubire se întrupează. Din iubire se descoperă într-un fel special, din iubire vine pe pământ, și întruparea Domnului este până astăzi sărbătorită în evenimentul care noi vom trăi, să sperăm, cu decența necesară duhovnicească în atmosfera mare a nașterii Domnului. Iar în această duminică, cei care ați fost la Sfânta Liturghie, probabil că ați constatat faptul că s-a citit o Evanghelie mai atipică. Evanghelia este, să spunem așa, un fel de lecție liturgică, dar în același timp o pedagogie, pentru că atunci când s-au făcut primele liturghii, Sfinții Apostoli au introdus să se vorbească în timpul slujbei liturgice despre evenimentele sau istoria vieții lui Iisus pe pământ. Și atunci s-a alcătuit, ca să spunem așa, evangheliile, ele au fost ocazional scrise, dar au devenit părți integrale ale slujbelor și foarte importante, pentru că de acolo noi ne tragem rădăcinile și le avem argumente că, fiind reale, evenimentele scrise în Evanghelie, cu totul reale, sunt de fapt istoria noastră, istorie pe care este bine să o cunoaștem, istorie pe care este bine să o mărturisim tuturor celor care nu o înțeleg sau nu o acceptă și vor să se informeze, e cu atât mai bine. Dacă nu o acceptă, sigur, măcar să o acceptăm noi. Dar într-un fel ne comportăm când știm istoria noastră și în altfel ne comportăm atunci când nu știm istoria noastră. Ce ați auzit astăzi la Evanghelie? Ați auzit genealogia Mântuitorului. Simplu și complicat. Sfântul Evanghelist Matei, atunci când și-a scris Evanghelia sa, a hotărât să ofere câteva argumente importante compatrioților săi și concetățenilor săi, creștinilor, de atunci, pentru ca să poată ști că Iisus Hristos a fost un personaj real, să se știe peste an. De ce? Vă dau și o informare. Pentru că tocmai a apărut o sectă, nici la început creștinismul să existe, am curs în ceea ce numim noi indecent astăzi, și nejustificat pocăiții sau sectari, neoprotestanții, li s-a dat numele acesta, că toate trebuie să poarte un nume democratic. Dar încă din vremea respectivă au fost oameni care au contestat realitățile vieții lui Iisus, printre care secta dochetiștilor, care considerau că Iisus Hristos a fost Dumnezeu, da, a venit pe pământ, dar că nu a avut decât un trup aparent. Adică, cum să vă spun eu, n-aș să mă vedeți pe mine, dar în momentul în care m-ați atinge, să zicem, eu n-am trup, e numai la vederea dumneavoastră. Și carnea, mâna, fața, trăsăturile sunt doar aparente. Deci nu reale. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos a fost un duh. Un duh care avea totuși niște forme la vedere. Pentru că ei nu puteau accepta că Dumnezeu, în măreția sa și în spredoarea sa și în perfecțiunea sa, ar fi putut veni pe pământ cu un trup stricăcios. Adică care să simtă foame, să simtă fric și să simtă durere. S-a pus problema dacă Iisus Hristos a suferit pe cruce sau nu. Și i-au spus nu. Iisus Dumnezeu, fiind, nu putea suferi ceva, doar ce-i Dumnezeu. Dumnezeu e perfect.
Ori tocmai lucrul acesta s-a văzut, tocmai lucrul acesta, dragii noștri, a încercat Sfântul Evanghelist Matei să-l restaureze ideea că Dumnezeu chiar a avut un trup. Și numai că a avut un trup. Dar a avut și strămoși după carne, după trup, a avut înaintași, pentru că atât Iosif cât și Maria proveneau din seminția lui Iuda. Vedeți cât de greu este să explici și într-o predică lucrurile acestea dacă nu avem cunoștința Vechiului Testament, dacă n-am citit Biblia. Ce-i seminția lui Iuda? Trebuie să iau de la seminția lui Iuda, să ne deschid o paranteză. Și să vă spun că la un moment dat, Iosif, fiul lui Iacov, a mai avut 11 frați. Și că ei au format 12, cei 12 frați când s-au întors din Egipt cu Moise, răbia egipteană. Vă aduceți aminte că Moise era urmașul cu poporul evreu al lui Iosif și acelor 12 frați erau împărțiți în 12 mari familii sau 12 seminții. Ori în profețiile Vechiului Testament spune că Mesia când va veni, răscumpărătorul, va lua partea trupească, carnală. Se va întrupa din seminția lui Iuda. Asta au profețit înaintașii, profeții. Și toate se legau. Iar evanghelistul Matei merge cu arborele genealogic, foarte mult, mergând numai până la Iosif, ci se duce până la Avram. Din familie, din generație în generație. Evanghelistul Luca face și el același lucru, dar el este puțin mai harnic. El merge chiar până la Adam. Explicând faptul că toate se legau. De la Adam, la Avram, să ajungă la Iosif, la David, la regele David și la urmașii regelui David. Arătând chiar faptul că Mântuitorul Iisus Hristos pe linia descendentă ar fi fost din os recap. Deci, numai faptul că a primit un trup omenesc. Dar chiar ar fi meritat să fie rege. Regele lui Israel chiar să conducă regatul lui Israel și din punct de vedere politic. Genealogiile în vremea aceea, ce sunt genealogiile? Să știți că oamenii erau foarte atenți să-și facilească înaintașii și rudenile. Ați văzut noi cum facem astăzi un pomenic cu cei adormiți? Mai știm până la bunici și cam atât. La străbunici mai spicui, unii mai știu. Și străbunicii, dar cel mult îi oprește acolo. Evreii, primul lucru care îl făceau, își stabileau genealogia mergând aproape până la 1000 de ani. O făceau și sumerieni, era o modă a veacului. Cine stabilea genealogia pentru poporul de rând? Preoții. Preoții trebuiau să facă niște dosare, să zicem noi așa, care erau foarte importante în vremea aceea, pentru că dacă aveau problemă juridică la urmaș, din punct de vedere al patrimoniului, mobil și imobil, acolo se duceau la preoți, la scriptele preoților, și acolo ei constatau problemele ca să le rezolve, cu ei revine o anumită moștenire, dacă erau probleme. Regilor li se făceau la curtea regală aceste genealogii. Și probabil că veacul este foarte interesant. Dacă te duci în jos, dacă mergi și la genealogia Mântuitorului, observ într-adevăr că David era un strămoș adevărat al Mântuitorului. Numele, toate numele, ați auzit numele? Cei care ați fost la Sfânta Evanghelie, probabil ați auzit despre anumite nume. S-a vorbit acolo despre Salatiel, să zicem, da? Salatiel, care l-a avut fiu pe Zorobabel, Zorobabel, care l-a avut mai departe, pe Aiug. Deci sunt niște nume care, în vremea aceea, cum se puneau nume? Toate numele aveau legătură cu Dumnezeu. Nu se era stare emoțională sau numele astea se pun din rațiuni de credință. Îți pui numele copiilor pentru că îți place un anumit sfânt sau pur și simplu îți place numele, fără a ști că aparține un anumit sfânt.
De aceea, după Revoluție, când a pătruns cinematografia și telenovelele și toate apăruseră la un moment dat, tot felul de nume, cu respect, că trebuie să respectăm toate, da? Dar nu mai aveau legătură cu sfinții, să zicem noi, sau cu Dumnezeu. La evrei era totul foarte strict. Eu nu discut partea morală și imorală a acestui demers. Dacă mă întrebați pe mine și îmi cereți părerea cum e mai bine, vă spun în particular, să vă spun și public. Cred că numele trebuie să aibă o legătură cu Dumnezeu și cu religiozitatea. Cred că sună mai bine decât impulsul emoțional și mântrile ca să te cheme după ceva model frumos. Adică noi ne ocupăm foarte mult de fațade astăzi. Nu ne ocupăm de suflet. Dar poate că și fațada la un moment dat, în Dumnezeu intuse, numele se atragă renumele. E mai puțin adevărat. Asta depinde de fiecare. Asta depinde de ce lucrăm fiecare în viață. Zorobabel, știți ce înseamnă? Mi-a venit acum în minte, fiul de mităție. Babel. Babel vine de la, înseamnă fiu. În evrește este Ben. Ați auzit? Ben Eliu, Ben Zabel. Ben, nu știu cum, auziți această, de cele mai multe ori se pune înaintea numele, fiul lui. Asta înseamnă Ben. Interesantă toate. Salatiel, m-am rugat lui Dumnezeu. Arătând că Salatiel s-a rugat lui Dumnezeu ca să îi scoată pe evrei din robie, era o robie babilonică. Și de-abia Zorobabel, vremea lui Zorobabel, când Cirus, în 536 înainte de Hristos, Cirus, care era conducătorul mezilor și a persilor, vine peste Babilon, distruge Imperiul Babilonian, iar evreilor le acordă o libertate, îl încredințează pe Zorobabel să-i ducă pe evrei înapoi acasă, erau 45.000 de evrei, de familii libere și 7.000 de sclavi. Și dă lui Zorobabel toate capacitățile, Cirus, să se întoarcă acasă, reface templu, care fusese în Solomon prădat și distrus. Vedeți, lucrurile se leagă. Și de aici, pe linia aceasta, mergând, ajungem la Mântuitorul Iisus Hristos, care era din viță domnească, din spiță de rece. Sunt lucruri de istoriografie, nu asta poate e important, dar câteodată chiar când mă gândesc la mediocritatea creștinilor care nu-și cunosc identitatea, ce știu despre Crăciun? O sărbătoare, Crăciunul. De aceea și zicem ușor, Crăciunul. Crăciunul este mai ușor din cura noastră decât nașterea Domnului. Pentru că în inimă stă Crăciun. Pentru că în inimă nu este semnificația teologică. Pentru că în inimă nu avem evenimentul de acolo decât ca o poveste drăguță în care Iisus cu Maria n-aveau locul de să doarmă, au intrat într-o ieslie drăguță, ieslea și peștera în fotografii, în felicitări, în tablouri religioase, e foarte drăguță. Este ceva cu atâta candoare încât îți vine să te muți acolo. Chiar îți vine să stai acolo, chiar spui ce păcat că nu m-am născut și eu în peștera de acolo. N-a fost chiar așa. N-a fost chiar așa, ce a fost o dramă. Nu știu dacă mulțimea asta a fost în Țara Sfântă, ați văzut, a fost și noi. E dramă ce e acum în Țara Sfântă. Câtă sărăcie și câtă, să spunem noi, lip, să spunem noi, de condiții elementare de viață. Dar gândiți-vă, în urmă cu 2000 de ani, ce putea fi o iesă? Era într-o stâncă săpată, un fel de grotă, unde stăteau animalele. Crezi că miroase frumos unde sunt animalele? Noi am idealizat și țăranul român. Semănătoriștii și toți au considerat că acolo se făcea, era lux, prin cuvitele, cu animalele, era chiar așa. Nici măcar la Sași, care ne dau lecții de civilizație și ne spun că grajdurile au mai curate, ar fi fost pe undeva. Nu zic nu. Dar totuși este greu. O femeie se nască acolo. O femeie să nască acolo fără asistență medicală. O femeie să nască acolo fără fașă. O femeie să nască acolo fără apă și fără săpun.
o femeie să nască acolo miros, mirosul acela, nu mireasmă. Și pentru că în toată lumea asta nu s-a găsit un pat de cer pentru Fiul lui Dumnezeu. Asta e drama. Dar știți de ce este drama? De ce există drama? Și expresia dramei. Pentru că așa este și în ziua de astăzi. Există o dramă a dezumanizării noastre, a dezrădăcinării noastre de religios. Iar sărbătorile tocmai ieșeau zborul dincolo de religiozitate. Sărbătorile tocmai devin un fel de, spunem noi, de festivitate. Interesant cum îmbrățișează toți. Pentru că acolo de se mănâncă și se bea bine, toată lumea merge. Pentru că se mănâncă și se bea bine, toată lumea vrea Crăciunul. Pentru că mai primești și cadouri, toată lumea vrea Crăciunul. Ia luați cadourile, ia luați mâncarea și băutura de pe masă, să vedeți câți mai vin. Câți mai țin această sărbătoare, să zicem prin absurd. Și din ea am făcut ceea ce am făcut. N-are nicio legătură, dragii noștri, cu drama de ieri și de astăzi. Ieslea de astăzi e sufletul nostru. Sufletul nostru îngreuiat de atâtea dureri și de atâta lipsă de înțelegere. Pentru că nimeni nu înțelege că o femeie într-o stare grea de naștere merită să-i dai măcar pe patul tău. Dar măcar să-i mai faci un loc, pe un scaun măcar, că am încercat să înlocuim scaunele din casa săracilor cu paturile pe care le vedeți acolo cumpărate din campania noastră. Bănuțul tău îmbracă un copil sărac. Uite că bănuțul tău îi oferă și un pat copilului sărac care doarme de alatul în pat pe scaune. Și devenim duioși, dar e duioșia care ține puțin. E duioșia, niciodată nu vom rezolva problemele săracilor. Poate de aceea Mântuitorul la un moment dat, când a văzut că apostolii nu se mai rugau, nu mai posteau, a venit cu copilul ăla să-l scoate. Să-l scoate diavolul din el. Și ei n-au putut și le-a zis, măi, ce vreți să faceți voi? De ce să scoatem diavolul? Voi nu știți că diavolul e acest neam de diavol. Iasă numai cu post și rugăciune. Ce e postul pentru noi? Dietă. Și că nu e dietă, nu e nimic. O dietă și atât. Ori tocmai starea aceasta de postire, de rugăciune, întărește inima. Pentru că diavolul nu mai are acces la tine, vede postul tău și rugăciunea ta și pleacă de lângă tine. Dar ce să faci într-o lume care nu mai vede pe diavol? Nu ne vorbiți de așa ceva. Suntem prea sensibili să vorbim de diavol. Bă, vă voi vorbi că trăiesc de diavol. Pentru ca să știți de unde pleacă, unde este rădăcina răului. Și să știți că rădăcina răului, dacă inspiră rădăcina din noi, a răului din noi, pentru că nu dăm lupta numai împotriva trupului, ci a sufletului, dăm și lupta împotriva ispititorului acestei lumi. Cel care inspiră și care aduce atâta rău. Și atunci sigur că i-a zis Mântuitorul, da măi, că Iuda așa a luat cuvântul și a zis, femeia asta a venit la tine și a vărsat, Doamne, mirul ăsta e păcat de mir. A costat atâția bani, era mai bine să dăm săracilor. Și le-a zis ceva Iisus, de meditat. Pe săraci pururi aveți cu voi. Dar pe mine astăzi mă aveți, mine nu o să mai aveți. Și o să-mi duceți lipsa și o să vă pară rău. Pe săraci pururi aveți cu voi. Cu Iisus avem noi acum, în această perioadă, bucuria de a stabili o legătură. Pentru că stabilind legătura cu Iisus, am stabilit legătura și cu săraci. Și cu cei abandonați. Pentru că legându-ne de Iisus și cei care au avut inimi pentru Iisus, repet, Iisus nu înseamnă numai să stai în genunchi. Iisus nu înseamnă numai să postești. Aș prefera uneori ca preot să dau deslegare de la post, la dulce. Aș prefera. Dar să văd dragoste.
între oameni. Să văd liniște și pace. Dar nu se poate. Se pare că postul ajută și rugăciunea să fie mai multă dragoste. Așa îmi spun Sfinții Părinți. E legea lor. E învățătura lor și învățătura lui Dumnezeu. Și acum, pentru că suntem aici și am o atmosferă frumoasă, înțelegeți de ce Iisus Hristos a venit cu trupul pe pământ? De ce n-a venit ca un soare? De ce n-a venit ca un împărat? De ce n-a venit ca un rege cu o știe de îngeri? Cum aș fi simțit eu dacă l-aș fi văzut pe Iisus cu miliarde de îngeri ca un rege? M-aș fi pus în genunchi și mi-aș fi acoperit capul, pentru că nu puteam suporta lumina, ca și Pavel odinioară pe drumul Damascului. Sau aș fi zis și eu, asemenea Sfântului Antonie cel Mare, pe patul morții, când a venit la el Iisus, sau diavolul, și nu mai știa, a văzut la un moment dat aparența lui Iisus și zice, am venit să te iau pentru faptele tale bune. Și el ce-a gândit? Dacă Iisus oricum mă ia, pentru că n-am glumit în viață cu mântuirea, dar dacă e diavolul și vrea în ultimul moment să mă înșele, în ultima fracțiune de secundă, și a găsit o formulă decentă, înțeleaptă. Du-te de la mine, Doamne, acum, că sunt om păcătos. Vreau să văd pe lumea cealaltă. Și într-adevăr, era diavolul. Că în momentul acela când mi-a văzut smerita smerenie, s-a transformat în negru, cu coarne, și și-a dat Sfântul Maxim al Folositorul, că în ultima clipă, în ultima fracțiune de secundă, putea pica din înălțimea sa și cel ce pică de sus, durerea e mai grea decât cel ce pică de aici, din picioare. Este mult mai grea să pici de sus. De aceea Iisus Hristos a venit tocmai ca eu să-mi ridic capul și dumneavoastră și să-L privim în ochi. Asta e dragoste. Asta e. Egalitate. Nu există diferență între altar și dumneavoastră. Și iconostasul are doar rolul lui. Un fel de perdea care te întărește, un fel de lumânare care ți se pune în mână ca să intri și mai luminos. În taina împărăției care se petrece pe Sfânta Masă, în taina euharistică unde Domnul vine, tot ca să îl gustați. Atât de mic se face Domnul pe o linguriță, ca să-L puteți și înghiți, nu numai să-L priviți în ochi. Vedeți ce Dumnezeu avem? Unde sunt zeii aceia care se tulburau când vedeau oameni și trimiteau tunete și trezne de Zeus, legendele Olimpului? Le-am citit, tot ce a fost anticreștin am citit așa, cu distanță. Și nu mi-a spus nimeni să țin distanța, dar simțeam că ceva nu e regulă ca și copil. N-am putut o citi pe vremea mea, nu erau acești îngerași care sunt astăzi acum și care tu vor falci îngerași din filmele și desenele animate. Peter Pan și Wendy erau carte. Și simțeam că nu e îngerul adevărat. Am citit-o și am lăsat-o deoparte, nu mi-am făcut poster în cameră. Să locuiesc posterul lui Iisus Hristos sau icoana lui Iisus Hristos, că nu era poster. Pentru că copilul care se naște cu trăirea creștină și în casă îi se pun cărți creștine în mână și cadourile din această perioadă au tematică creștină, ele evoluează. Degeaba la biserică le spunem una și cadourile lor laice. Noi mergem și facem educație, participăm și noi prin cadourile care se iau la educația anticreștină. Prin cărțile care se fac, trebuie foarte bine verificate, foarte bine filtrate. Părinților, vă spun cu foarte multă responsabilitate de preot. Aveți grijă ce le oferiți. Pentru că de acolo va fi ridicarea sau coborârea lor. Copiii care astăzi cântă în strană, aici și fac acest cor minunat, priviți-i ca îngeri, ne-am luat și aripi de îngeri.
să le punem. Pot deveni pripolitorii bisericii mai târziu. Nu vă mirați. Știu foarte mulți care i-am crescut în 20 ceva de ani și mă declar vinovat. Pentru că n-am știut la timp să iau atitudine. Și am spus, lasă că-i bună și asta, lasă că sunt copii, să citească și cartea asta și cartea asta, să se uite și la desenele animate și la lucrurile acestea. Iar astăzi sunt membri ai zonelor politice anticreștini. Iasă pe stradă și spun că vor spitale, nu catedrale. Nu catedrala, că nu asta le contează să fie catedrale. Să aruncăm banii pe citadele mari sau pe construcții infinite. Dar ideea în sine că poți să spui nu unei biserici care e tot casa lui Dumnezeu și care nu e nimeni acasă, e dureroasă. Că Dumnezeu merită, cum spuneam, metropole de catedrale, pentru că e al lui totul. Pentru că piatra e al lui. Pentru că aurul e al lui. Pentru că apa e al lui. Pentru că cărămizile sunt ale lui. Și merită case frumoase să le înălțăm în semn de respect înălțăm. Noi suntem doar administratori unor bunuri omenești. Nu suntem proprietari la nimic. Administrat bunul dumnezeiesc. Și noi spunem că e bun omenesc și ne luptăm până la ne scoate ochii într-un proces pentru o bucată de pământ jalnică. Pentru că nu știm să cedăm. Pentru că orgolile au învins, din păcate, iubirea. Și acum, pentru că vine sărbătoarea iubirii, aș vrea să vă rog în aceste zile să vă deschideți inimile cu drag spre toți cei pe care îi aveți și simțiți și vă bucurați de ei. Mă uit încă o dată spre copii. Ați cântat frumos. Ați cântat foarte frumos. Și văd că societatea noastră, biserica noastră, v-a așezat și pe scaunele ca să... Am apreciat și când a stat în picioare la liturghie. Uite că trebuie să ne gândim și la ei puțin mai atent, pentru că, vedeți, sunt amănunte care nouă ni se par neimportante, dar sunt amănuntele care până la urmă, dragii mei, contează. Ce le oferim acestor copii? Faptul că le-am oferit un scaun să cânte de pe scaun, îi se pare important sau nu important? Eu zic că e important. Înseamnă că ne-am gândit și la piciorușele lor. Că nu te gândești și te gândești doar la scaunul tău, dacă nu cumva ți-l-a luat cineva de dimineață de pe ce ai dat, nu știu cât pe el. Dar nu se trece prin cap să vii cu o propunere să facem așa ceva. Înseamnă egoism. Și egoiștii se împărtășesc. Și egoiștii se spovedesc. Și spun la spovedanie, sunt egoist, părinte. Da, sunt foarte sincer egoiștii. Și zic, m-am judecat, părinte. Da. Sunt sincer cei ce judecă. Zice, am clevetit, părinte. Am pompănit, părinte. Am făcut cu tare și cu tare lucru. Și preotul spune, îți pare rău? Dar cum să nu-mi pare rău? Cât timp îți pare rău? Cât timp? Până când l-ai luat pe Hristos în gură. Am văzut cazuri dramatice aici în biserică, după ce s-au împărtășit, habar n-aveau ca împărtășani în trup și în suflet. Habar n-aveau. Când te împărtășești, trebuie să fii cutremurat. Ușor au început să vorbească de una, de alta, de una, de alta. Lasă-L pe Hristos să stea acolo. În burtă. Ori, dragii mei, gândiți-vă ce ducem. Gândiți-vă cine s-a făcut mic pentru ca noi să devenim mari. Atenție mare în aceste zile, pentru că putem să fim iubitori de oameni. Sau putem să fim urăcioși, cum zicea Părintele Corții. Vreau să aveți sărbători însă liniștite. Și oferta noastră este să veniți la biserică. Să vă bucurați. Să veniți la biserică toți.
să veniți și în seara de ajun când vom avea vecernia la ora 18. Nu vă chinuiți prea mult cu masă, strictul necesar. Nu ceea ce aveți la aperitiv contează, dacă acel aperitiv sau acea ciorbă sau acel felul doi vă interzic, vă iau dreptul de a veni la slujbe. Mai bine mâncați de la împingetavă, vă spun că e mai bună mâncare. De 1000 de ori. Dar veniți la slujbe. Pentru că nu mândriile și dreptul nostru de a avea o sărbătoare, dacă puteți să le, pe toate să le faceți, aveți și binecuvântarea mea. Pentru toate. N-am spus altceva. Dar faceți puțin mai mult atenție, dați mai mult atenție sufletului. Pentru că e flămat. Iar voi sunteți creștinii noștri care sunteți atât de frumoși. O să vă spun la sfârșitul Sfintei Liturghii și vă voi spune și programul. O să ne avem și câteva colinzi. Un colind, două, nu știu când ne vor colinda. A venit de la, de la Cămin? Da, a venit. Adina. Mulțumim din suflet. Acum facem Sfânta Liturghie, terminăm ultima bucățică. După aceea vin dânsii și colindă, da. Iar la sfârșit vă dau programul și tot ceea ce va urma, ca să vedeți oferta noastră de sărbători, unde sunt reduceri și de ce sunt reduceri, unde sunt bonusuri și de ce sunt bonusuri, iar cadourile cele mari și sufletești, în primul rând, nu vi le spunem așa acum, pentru ca să fie surprinse. Amin. O frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. După mine, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, care ai venit pe lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însăși prea curat trupul tău și acesta este însăși sfânt sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și-mi iartă mie păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, cele cu știința și cu neștiința. Și mă învrednicește, fără de o sândă, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, Doamne, spre iertarea păcatelor mele, spre viața de veci. Amin. Cine tale cele de taină, Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare-ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă scriție, omenește-mă, Doamne, când vei veni, nu spre judecată sau spre o sândă, să fie mie împărtășirea cu preacuratele tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespățitei Sfintei trăim închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Spune-ți după mine, trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, să-mi fie mie spre viața de veci. Și sângele tău cel scump spre iertarea păcatelor.
vi să fie împărtășirea aceasta spre bucurie, sănătate și veselie. Și la înfricoșătoarea și a doua venire a ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stau de-a dreapta slavei tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și a tuturor sfinților tăi. Amin. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm mărirea ta, că ne-ai vrednici și pe noi să ne împărtășim cu sfintele, dumnezeieștile, nemuritoarele, preacuratele și de viață păcătoarele tale tainii. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia. Drept primire, zăiectile sfintele, preacuratele nemuritoarele, cereștile și de viață păcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, dumnezeie, să-i mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcacere, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Fie, noastră, ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim într-o lumele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzești, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia îi răspătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorul tău, întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este. Urmă tine, Părintele meu, ție mărie și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. De acum și până-n veac, fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până-n veac, fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până-n veac, de acum și până-n veac. Binecuvântarea Domnului peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților măriților și în tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ioan Iacov, locrotitorul acestei sfinte biserici, acelui între sfinți, părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie azi am săvârșit, a Sfântului Cuvios Daniil Sihastru, Sfântul Mucenic Sebastinian și Zoie, Sfântul Ierarh Modest, arhiepiscopul Ierusalimului, a căror pomenire azi o săvârșim, și a tuturor sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Dragii mei, acum o să invităm pe prietenii noștri, o să le zicem vecinii noștri, colegii noștri, așa, de la căminul de persoane vârstnice de aici, să ne colinde. Întrebarea noastră, primiți colinda? Da! Primim cu drag. Poftiți, aveți cuvântul și noi vă așteptăm. Luați loc și ascultați cu toată bucuria. Să ne mântuiască.
culegem și să facem o cunună și să facem o cunună. Raza soarelui, floarea soarelui, s-o plătim cu voie bună și s-o ducem lui Hristos și s-o ducem lui Hristos. Raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos. Raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de Thank you.
Această zi preasfințită, sărbătoare preamărită, noi dorim ca să vă fie la mulți ani cu bucurie. Da, bine, să ne fie bine, să ne petreceți cu bine. Încântați și vă bucurați. Ce să spune decât că ne-am emoționat atât de mult, încât pe doamna Cânești emoționat, numai cuvinte, da? Numai că ne-au emoționat, numai că ne-au colindat, primii colindători au trebuit să fie ei. Dânsii, bunicuții noștri, care ne aduc aminte de tot ce am venit sau am avut drag. Mi-am adus aminte de faptul că colindele, așa cum le-ați întâmplat cu suflet, sunt ale sufletului și se cântă din suflet și ei ne-au introdus în atmosfera despre care vă spuneam la predică că ar trebui să o avem. Și am să vă sunt recunoscător și dumneavoastră și celor care i-ați pregătit. Mă mulțumim foarte mult. Întâlnim foarte mult și vrem să vă colindăm și noi, pentru că în ziua de ajun vom stabili ora, venim la colindat, ca să, cu cei mici, cu cei mari, venim și noi, așa cum o facem mereu, ca să vă simțiți că sunteți ai noștri. Sunteți ai noștri, ne aparțineți. Nu e nicio diferență între noi, cei care stăm aici, dumneavoastră, care stați acolo, nu va fi, pentru că tocmai despre aceste lucruri ați cântat. Ați cântat că sunteți în iubire și în dragostea noastră. Eu, numele comunității noastre frumoase și a celor pe care îi vedeți și a celor care sunt sus în biserică Eucurin și a celor care stau jos, frumoasa noastră comunitate vă mulțumește și vă aparține. Și, așa cum am spus, ne Ioane, colindul, așa cum am spus, ne bucură această zi preamărită și sărbătoare dorită să vă fie și noastră de bucurie. Vreau să vă oferim din așa, ceva dulce, bun, pentru că tocmai spuneam că sunt în stare să dau dezlegare la orice și la post și la orice unde este iubire. Că dacă postul nu duce la iubire, degeaba-i post. O mică atenție și pentru dumneavoastră, dragi prieteni, vă spun că zilele următoare ne vom vedea în continuare la biserică. Miercuri și vineri facem taina Sfântului Maslu. Vineri la ora 17 voi da dezlegare la toată lumea care se va împărtăși de nașterea Domnului și zilele următoare. Veți veni pentru dezlegare. Iar duminică vom avea aici în biserică sărbătoarea nașterii Domnului la ora 10 liturghia la nouă utrenia. În 24 seara, înainte, v-am spus, se face vecernia mare, când copiii noștri ne vor colinda. După vecernie la prad, aici vom face pradul, copilași vă anunț și pe voi, să permiteți să răspund programul. Vrem să vă invităm să facem pradul împreună, sunteți de acord? Am zis că miercuri seara ar fi momentul oportun când să facem prăduțul împreună. O să vă anunțăm și pe grup. Seara, după ora 6, ca când ieșiți de la școală, care aveți, să puteți ajunge. Și să împodobim și biserica aici, frumos, ca de sărbători, să ne ajutați voi să-l faceți. Aici va fi, vom pune și pe aici câte ceva, ca să fie ca o atmosferă frumoasă. Deci să fiți atenți, vă așteptăm pe toți să ne ajutați, da? Pregătiți și cu drag. În 26, mergem toată comunitatea jos, la biserică, la Sfântul Ioan Rusu și Nectarie, iar în 27 se ține liturghie și aici și acolo. Iar în 27, așa cum am spus, îi ducem cu autocarul la Alba Iulia, să cânte acolo la liturghie
las pe școli pârghii, cum au făcut ștercii, să-i colinde pe Alpaiule, în cetatea Marii Uniri, să le arătăm câteva locuri istorice, vom face o excursie cu autocarul. Și cei care vreți să plecați cu noi dimineața la ora 8, vom pleca, să vă alăturați nouă, puteți să veniți cu mașinile personale, mergem în comuniune, ceilalți rămâneți aici la liturghie, se ține și sus și jos. În 31, la ora 10, vă dau deslegare pentru împărtășire, pentru noaptea de anul nou. La ora 10, în 31. Iar în 31, în seara, nu se mai mâncă de la ora 18. Deci dacă ne împărtășim seara până la ora 18, putem mânca. De la ora 18 nu mai punem nimic. E limba pentru că la ora 22 începe liturghia de anul nou, astfel ca anul nou să ne găsească împărtășiți. Nu șampania aceasta de trup, o luăm după aceea, o oferim din partea cu 10 la toată lumea și șampanie, cum facem de fiecare dată, și o gustare, absolut toată lumea, dar întâi să luăm gustarea cea domnicească, așa să trecem puntea dintr-un an în altul împărtășit. Bine? Încercăm să vă invităm la revelionul nostru, așa cu duhovnicesc, cu artificii, cu de toate vorbii, cu tot ce vreți aici, nu vă va lipsi absolut nimic. Și puteți să vă face și poze aici, cât mai bune decât în Piața Mare, mai bune, vă spuneam, veniți cu drag, aveți slavă lui Dumnezeu, iată, bucurii, bucurii, și noastră sunteți o bucurie. Amin. Doamne ajută! Poftiți acum să ne împărtășim copilașii, ușor, frumos, în niște timp transmisia.